Locuitorii din Valea Jiului, județul Hunedoara, vor beneficia în curând de un sistem de transport public interurban, ecologic și modern. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și parteneriatul format din Consiliul Județean Hunedoara și cele 6 primării din Valea Jiului au semnat în această săptămână contractul de finanțare pentru finalizarea primei componente a investiției Green Line Valea Jiului prin programul Regional Vest 2021-2027. Cele două componente ale proiectului includ achiziționarea a 26 de autobuze electrice, amenajarea a unui număr de 112 stații de transport public, realizarea a 34 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice și două stații de încărcare pentru mașini electrice. Turiștii vor putea ajunge cu ușurință în Parcul Național Retezat și la obiectivele turistice din zonă. Termenul de finalizare investiției este 30 iunie 2025. Valoarea contractată este de peste 12,2 milioane euro, din care 9 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, care se adaugă finanțării nerambursabile acordată prin Regiopor 2014-2020 în valoare de aproape 4 milioane de euro. Investiția Green Line este una complexă și ambițioasă și a presupus crearea de la zero a unui sistem de transport public ecologic care să conecteze eficient Valea Jiului, dar și colaborarea Consiliului Județean Hunedoara cu 6 administrații locale. Chiar dacă proiectele au întâmpinat provocări pe parcurs, investiția este foarte importantă pentru locuitorii din Valea Jiului, dar și pentru dezvoltarea turismului din zonă și ne dorim să devină un model de bună practică în ceea ce privește transportul public interurban, a declarat Sorin Maxim, director general ADR Vest.